că seara asta sunt la strajă, vă văd că suntem împreună și doresc Domnul să fie lăudat. Amin. Mă bucur să fiu în mijlocul vostru. Nu știam că voi fi seara aceasta la strajă, dar fratele Nelu, care este cumnatul meu, mi-a spus, nu vrei să vii că noi la strajă ascult fiindă. Mă bucur de frață care îi văd și care slujesc. Chiar mai văzut încă o dată parte din ei la Vicov, la Sfânta Trăime, la o căsătorie, câteva săptămâni în urmă. Domnul să le dea har în continuare, să-i binecuvânte. Ne-am întors acasă pentru puține săptămâni, puține zile și vrem să ne întoarcem acolo în Italia. Mulțumim Domnului care a fost cu noi și mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat. Eu am fost la strajă de mai multe ori când eram tânăr, undeva 20 de ani în urmă. Pe unii dintre voi vă mai cunosc, după față, din frații mai în vârstă. Eram cu un grup de tineri care lăudam pe Domnul. Apoi cred că am fost undeva 7-8 ani în urmă, am trecut pe la dumneavoastră, tot într-o duminică seară. Mă bucur să vă revăd din nou, să mă bucur de harul care este în mijlocul vostru. Domnul să fie lăudat! Amin. Desigur, Dumnezeu a rânduit să fim pentru o vreme plecați din România. Știu că există o comunitate din Straja, la Verona. Sunt frați care slujesc acolo, mă întâlnesc mai des cu ei, îi văd în alte locuri în Italia. Știu că vă rugați pentru noi întotdeauna și vă mulțumim pentru aceasta și spunem Domnul să vă întărească în continuare. Amin. Lucru care, într-un fel, m-a impresionat că l-am intrat, am văzut mulți copii, mulți tineri, Domnul să-i binecuvinteze. Deci Domnul mi-a pus pe inimă un cuvânt legat de un tânăr din Noul Testament, un tânăr care Dumnezeu a lucrat în viața lui și pe care Dumnezeu l-a folosit în mod deosebit prin mântuirea pe care Domnul i-a dat-o într-o împrejurare, aș spune eu, frumoasă. Epistola lui Pavel către Filimon. V-aș invita să vă ridicați pe picioare. Haideți să citim câteva versete din cuvântul Domnului, începând cu versetul 10. Filimon, la versetul 10, spune, te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine, ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am putut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești, dar ca prieten al tău, primește ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți-ese dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frașii și surori, Domnul este Cel care binecuvintează o persoană, o familie, o biserică, un oraș, un sat, o comunitate, un popor. Și atunci când Dumnezeu binecuvintează pe cineva, totdeauna binecuvântarea aceasta vine în urma pocăinței, în urma întoarcerii la Domnul. Dumnezeu are multe moduri de a ne vorbi și de a ne binecuvânta, dar întotdeauna, ca urmare a faptului că omul ascultă pe Dumnezeu. Ascultarea este una din cerințele lui Dumnezeu pentru noi ca și copii ai Lui și ascultarea este un lucru pe care Dumnezeu îl cere fiecăruia și spun Domnul să ne-l ia tuturor. Epistola lui Pavel către Filimon este epistola, cred, cea mai captivantă a Noului Testament. Aici sunt și copii și tineri. Epistola aceasta descrie, dacă vreți, un episod din viața unui tânăr care s-a întors la Domnul într-un mod miraculos, dar în circunstanțe destul de nedorite. Prima dată când m-am apropiat de cuvântul acesta să-l studiez, am rămas într-un fel surprins, dându-mi seama că nu-l cunosc de aproape deloc.
Există o situație descrisă în Noul Testament, în cartea aceasta, a unui convertit, a unui om pe care Dumnezeu s-a îndurat de el și pe care Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod absolut pe care doar Dumnezeu poate să-l facă. Epistola lui Pavel către Filimon este o scrisoare scurtă, cei care doriți să o citiți acasă și în special tinerii, despre un sclav care se întoarce la Domnul, fugit de la stăpânul său. Istoria, așa cum am spus, e captivantă, pare de multe ori foarte interesantă. Noi ne vom uita. Cadrul ei este un cadru al Vechiului Testament, dar și al Noului Testament. În mod special, este vorba despre Colose. Noi avem o epistolă în Scriptură, epistola lui Pavel către Coloseni. Lucrurile acestea se petrec parte în Colose, parte în Roma. În Colose era un om bogat, Filimon, el era un proprietar de sclavi pentru vremea aceea.